Salutare, salutare, ne bucurăm să vă revedem! Astăzi eu și șefa Alessia, pentru că este șeful, iară șortul de bucătar, care este foarte drăguț, trebuie să pregătim masa pentru Bibi și pentru Nicola și pentru noi, bineînțeles, pentru toată familia. Și pentru că vrem să avem cât mai mult timp de joacă, o să venim cu o rețetă super, 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 super rapidă, care se face, cât ai zice? Pește! Sau legume. Ia să vedem, în primul rând, ca să avem un prânz sănătos, ce trebuie să alegem? Niște legume. Neapărat legume. Copiii mănâncă de obicei legume? Nu. De ce crezi tu că nu mănâncă copiii legume? Păi pentru că nu sunt bune, dar pentru mine. Zici că sunt dulce. Wow, pe bune? Care sunt legumele tale preferate? Broccoli. Da. Voi cei care ne urmăriți știți foarte bine că Alessia mănâncă broccoli super bine. Și copiii mănâncă. Da, ia spune-le că e super bun și că da. Tot doar să-l încerce. Nu? Dar eu cred că cei mici nu mănâncă legume pentru că ei doar cred că nu sunt bune. Dar copiii, încercați-le și o să vedeți cât de sănătoase sunt și da. Bune și gustoase, nu? Uh-huh. Bun. Pe lângă legume ce mai punem? O proteină, da? Carne neapărat. Da. Da. Ce să alegem? Să alegem pui, curcan sau pește? Ce ai vrea să alegem? Curcan. Curcan, da? Am ales curcan. Legume. Avem un mix de legume. Curcan și atâta. Atâta. Această rețetă o puteți găti în multe feluri. De exemplu, puiul sau curcanul îl puteți face ori la grătar, ori sotat, tras puțin în tigaie. Cum vrei să facem noi astăzi la grătar? Cum adică sotat? Da, sunt tigaie. Un pic prăjit, n-am să spunem așa. Cum vrei să facem? Îl facem la grătar, că vouă vă place la grătar și este mult mai sănătos. Da? Ok. Iar legumele o să le gătim separat. Haideți alături. Haideți să vedem. Cu șefa Alessia. Șefa Alessia. O să aveți nevoie de doar două alimente. Legume, noi le-am ales pe cele de la Frosta pentru că sunt 100% naturale, nu au coloranți și nici conservanți și nici alte arome. Sunt legume sănătoase, legume care îi plac și Alessiei și lui Alex și lui Nicolas și avem aici broccoli, care este preferatul Alessiei și cartof dulce preferatul lui Nicolas. Se fac repede, în 8 minute. Ia să vă mai spun ce legume mai sunt. Broccoli, morcov, cartof galben, roșii, ceapă, roșii, sherry și curcan, piept de curcan sau piept de pui. Acestea sunt singurele alimente de care aveți nevoie și o să vedeți cât de repede se prepară această rețetă noastră. În maxim 10 minute aveți un prânz sau o cină super delicios și super sănătos. Să ne apucăm de treabă. O să le gătim în paralel. Am pregătit două tigăi. Secretul acestei rețete este să aveți atât grătarul, cât și tigaia super, super bine încinse. Curcanul nu mi-am făcut mare lucru, am pus puțin ulei de măsline ca să nu se lipească și puțină sare. Legumele sunt aproape gata, nu trebuie să le facem nimic, le punem pur și simplu în coala cu ulei, în tigaia cu ulei încins, la fel și aici am pus tot ulei de măsline. Copiii tot timpul cereți ajutorul părinților atunci când aveți nevoie de aragaz și totdeauna, mereu, 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 cu un adult lângă voi. Da. Da. Bun, hai. Vrei să mănânci înghețată? Și mama nu te lasă? Poți să iei înghețată sănătoasă. Înghețată de legume. Da, o să iau. Înghețată de legume. Vrei să iei înghețată de legume? Să vezi cum este? Da. Puiul. Și legumele. Hai, să vedem aici. Ia. Ce legumă bună! Ce legumă? Ia să vedem dacă voi ghiciți ce legumă o să ia Alessia. Ce e asta? Cichini. Vrea de fapt broccoli, da. Ia să vedem. Poftim? Pune la loc.
Ia să vedem legumele. Așa arată legumele. Uitați-vă la Alessia, arată-ți Alessia, arată-ți... Ia uitați-vă ce are Alessia. Hai, că ni se arde mâncarea. Asta? Nu, asta, uite așa, hai. Da? Ia. Și aici cu asta. Asta e bine. O să iau un pui și o să mănânc. Haideți să vă arăt. Miami, miami, mama deja mănâncă. Ce foame mi era. Aproape tuturor copiilor nu vă place brocoli. E delicios. Este super bun. Este bună. Și puteți să ne lăsați un comentariu în care să ne spuneți ce ați mâncat voi astăzi la prânz. Sănătos! Mulțumesc că mi-ai intrat în cadru! Nana, a intrat în cadrul nostru! Aproape am mâncat tot ce am gătit, iar Bibi și cu Nicolas nu mai au ce să mănânce, așa că trebuie să mai facem o cotură și pentru ei. Ok, că eu sunt șef bucătar! Am da. Și lingura în buzunar. Și cealaltă lingură sunt în aer. Da. La revedere, că mai avem de gătit. Pa!